Salut, dragii mei prieteni, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Azi voi face o falsă lui Denis, vărul meu. Și o să-i spun că nu mai vreau să vorbesc cu el niciodată. Bine, dacă spuneam asta adevărat, n-aveam cum să nu mai vorbesc cu el niciodată, că e vărul meu și na. Dar nu contează, o să-i spun Denis așa, vii la mine sau ce vrei, ca să știu. O să-i spun, nu vii la tine. El singur nu-ți dă seama că este prank, pentru că nu i-a mai făcut niciodată asta. Ce mai vrei? Da, eu m-am certat cu el ieri sau alaltă ieri, m-am certat cu el, dar nu contează de ce și o să-i spun. I-am spus, să vă uitem, chiar sunt curioasă să văd ceva. Nu mai vreau să vorbesc cu tine niciodată. Bine, pa! Doar atât! Oricum, n-are nimic, că oricum eram certat cu el. Ce? Da, e supărat pe mine. Pa. O să-i spun, vrei să mai vorbesc cu Mario? Dar nu sunt sigură, pentru că vreau să vorbesc cu amândoi. Dar dacă Denis mai vrea să vorbească cu mine, nu mai vorbesc cu el. Dar n-are nimic. Dacă... Vezi... Păi, ce nu vrei să vorbesc cu tine? Dacă nu știi cine Mario e, tot vărmiu. Mai mare decât Denis cu un an. Să văd ce mai scrie acum Denis și o să închei această... Pa, da, pa. Pa. Deci, ăsta a fost prank-ul. Dacă vreți să-i faci și un prank lui Mario, dați un like.